uită lumea, fiu vesel, să fiu vesel? Să uită lumea la televizor și nu înțelege dacă acel fiu mândru din eu nu-l văd, îmi pare rău. E cu un I sau cu doi de I? Eu nu-l văd, îmi pare rău. Dacă l-aș vedea, aș putea să vă răspund. O problemă dacă e cu un I sau cu doi de I. Deci păi, spuneți-mi dumneavoastră, mă, e cu un I sau cu doi de I? Da? Ca să se știe. Că uite așa mai facem, să vedem și noi. Știe lumea sau nu știe? Înseamnă că avem o audiență bună. Să fie eu cu unul sau să fie cu unul. Băi, Silviu, auzi, cât zice lumea acum că să mai punem unii. Mai puneți, bă, unii acolo, dați acolo. Cine mai vrea, mai dăm cu unii încolo. Nu e nicio fel de problemă. Scapare de mea, sunt obosit. Nu prea știu gramatică. Asta e, recunosc ce să fac. Asta e. Când scriu foarte repede. Silviu, fii atent, să scriem așa. Fii atent, cu un singur i, dar pune doi, că e imperativ, și să fii atent la publicitate, om drag. Ideea în sine este că e mai important, oameni buni, ce se vorbește în această emisiune, nu pentru că am mâncat Laurențiu Unii, da? Când a scris pe foaia de hârtie, mi-asum. Dacă e cazul și vreți să mă supuneți oprobiului public, însă credeți-mă, știu mai mult de gramatică decât mulți dintre colegii mei ziariști, cei care sar de fundă sus, că uite-l bă cum a greșit. Combateți-mă la idei, mă, dacă sunteți în stare. Hai să luăm publicitate și revenim. Bun. Suntem din nou la emisiunea Deșteptarea de seară. Această emisiune este una vorbită și văzută. A, cu partea cu scrisul, a, dar cine trebuie să se ducă acolo la dicționar să vadă că există și o formă. Așa, da? Hai, fii mândru. Am testat oarecum și piața și vă mulțumesc pentru că ați fost atenți cu tot ceea ce facem. Aici vorbesc și de detractori, dar vorbesc și de cei care ne iubesc. Deocamdată să știți că balanța este înclinată către cei care ne iubesc. Sunteți mult mai mulți și vă mulțumesc pentru acest lucru. Nici de aia nu e, să știți. Să știți că și de aia e nevoie ca să te țină pe linia de plutire, da?